course, you could forget all that and just have fun! Well played. Hearthstone! Heroes of Warcraft! Salutare! Bine ați venit la T-România! Eu sunt Alex și astăzi o să discutăm un pic despre Hearthstone și despre de ce am renunțat eu la Hearthstone. Inițial am jucat acest joc chiar când a apărut în 2014, am jucat și beta în 2013, l-am jucat foarte mulți ani și chiar a fost un joc foarte bun și încă este într-o oarecare măsură, dar în ultimul timp jocul a devenit foarte, cum să spun, foarte copleșitor, a apărut foarte multe expansion-uri și clar este pay to win și mie nu-mi place acest lucru. Când un joc devine pay to win, clar nu mai ține de skill, ci ține doar de portofel. Vreau să vă recomand un alt joc făcut de către cei de la Riot Games. Este tot un TCG, adică un train card game, Legends of Runeterra. L-am jucat de câteva zile și pot spune că este mult mai ok. Mecanica este un pic diferită și jocul este un pic diferit, dar în principiu veți avea la fel de mult fun. Acum, nu vreau să vă îndrum să vă lăsați de Hearthstone, fiindcă are și foarte multe chestii implementate, cum ar fi Battlegrounds sau Duels sau... Dar faptul că cei de la Blizzard au scos așa multe expansion-uri și nu simți un nivel de progresie, cel puțin din partea mea, fiindcă nu am băgat niciun ban în Hearthstone. Nici măcar până în ziua de astăzi nu am toate cărțile clasice pe bune. Deci ei acum au făcut o chestie în care poți juca standard și să ai toate cărțile clasice. Dar nu este același lucru. În schimb, deja am 2 zile de când joc Legends of Runeterra și pot spune că jocul este mult mai plăcut, deși și în Legends of Runeterra poți să cumperi cărți și pachete. Este un pic diferit față de Hearthstone și chiar m-a făcut să renunț de tot la acest joc, fiindcă Hearthstone, cel puțin la început, era ceva nou, ceva fresh, dar după un timp, mai ales după ce au implementat așa multe chestii care să fie plătite, clar nu se merită. Spuneți și voi dacă ați băgat bani în Hearthstone și dacă s-a meritat. Cel puțin pentru mine am ajuns și rank Legend fără să bag nici măcar un ban, dar fiindcă nu jucam o perioadă cum ar fi câteva luni, îmi lipseau foarte multe cărți, fiindcă apăreau, de exemplu, 1 sau 2 expansion-uri și chiar nu aveam cărțile necesare. Și după aia încercam să joc iarăși din nou, să cumpăr pachete, să joc arena și încraftam doar cărțile care aveam nevoie, dar tot nu era de ajuns. Anul acesta am intrat iarăși în Hearthstone să văd ce se mai întâmplă și cum a evoluat jocul. Din păcate, aceștia au implementat mult mai multe chestii și au scos sistemul clasic de quest și de gold și au schimbat-o cu un fel de tracking progress. Au băgat ceva achievement-uri, dar sincer mi se pare așa de pointless, fiindcă ți le dă așa de random și nu e nimica vizual să zici că bă, chiar vreau să strâng toate achievement-urile. Eu nu cred că o să-l mai joc niciodată, să nu fie așa de încărcat cu foarte multe cărți inutile. Practic când cumperi pachete și deschizi, uneori știu că am cumpărat 20 de pachete și mi-a căzut o epică sau... Adică chestia asta e făcută psihologic să te facă să cumperi pachete cât mai multe și să-ți cadă măcar o legendară, și dacă îți cade poate să fie o legendară care e foarte, foarte slabă. Așa că vă recomand să jucați Legends of Runeterra și spuneți și voi dacă mai jucați Hearthstone, dacă da, dacă nu și dacă de ce nu jucați. Chiar sunt curios de opinia voastră și chiar vă recomand să încercați Legends of Runeterra și mă gândesc să fac povești din Runeterra. Nu uitați să dați subscribe, like, share, fiindcă mă ajută foarte mult să crească acest canal. Eu sunt Alex și până data viitoare, salut!